anche a me però questo si è mare a tutti i certi. Superbo, superbo. Salutare, Marinailor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinailor, suntem pe picior de plecare. Pe picior de plecare și de la ponton și pe mare. De la ponton trebuie să ne mutăm înapoi la pontonul C, cel pe care l-aveam înainte. Și asta pentru că s-are deschis pontonul C. Dar plecăm și pe mare. La ponton ne vom întoarce de seară. Deja am schimbat un rând de parâme. Ne-am luat și podina pe barcă și ne punem în mișcare. Este ultima zi frumoasă, avem o săptămână urâtă în față și mâine și poimine, deci vreo 5-6 zile cu vânt puternic și ploi. Așa că trebuie să atacăm repede cât avem timp. Ceasul este 11:30. Am timp până la vreo 6:30-7. Mergem în prima fază să încercăm să prindem câțiva gubiți pentru că a trecut prohibiția. Dar nu știu dacă am șanse pentru că am niște pui la mine și încă este congelat. Vedem, până ajungem acolo, poate reușesc să fac câteva bucățele de pui, să încercăm să prindem câțiva gubiți. Dacă avem noroc, acum norocul înseamnă dacă nu plouă, sau dacă nu plouă tare să ne facă să ne întoarcem înapoi, intrăm și în apă, dar se anunță că o să plouă astăzi. Dacă apuc de repede să mă schimb, prefer să intru în apă decât să intru în cabină, decât să stau închis acolo, mai bine intru în apă și mă bălăcesc. Dar acum nu știu cât o să țină ploaia, nu știu cât de tare o să plouă, din ce văd ploi cu fulgere. Treaba nu e bună, dar noi ieșim hotărâți pe mare și vedem acolo ce se întâmplă. Dacă ne gunește, ne gunește. Dacă nu, rămânem dârji acolo să ne luptăm cu ploaia și cu peștii. Haideți cu mine să vedem dacă reușim să prindem ceva. Gata, ne-am pus în mișcare. Soarele. Sperăm să ne încălzească mai mult timp de acum încolo. Oricum, marea, cum zic eu, marea este dreaptă. Chiar marea este dreaptă. Și asta pentru că am avut și ieri zi frumoasă și alaltă zi frumoasă. Și era normal să fie și astăzi frumos pentru că nu bate vântul și n-a rămas culă. Nu știm ce se va întâmpla de la ora 3. Așa mi-arată că pe la 2-3 o să înceapă să plouă. Sunt nori, e destul de norat, sunt șanse mari să strice ziua, dar poate am noroc și intru în apă înainte să înceapă cu aia. Bag tot ce avem aici în interior. Wow, ce cald e acum. Trebuie să-mi dau bluza jos. Super! Și apa pare bunicică, mult mai limpede decât a fost ultima oară. Așa că trebuie să intrăm neapărat și în apă. Că vine vara și apa o să se strice, o să fie mult, mult mai tulbure. Trebuie să mai profităm cât mai putem acum, în perioada asta, de primăvară. Da, bineînțeles, las lansetele în spate, ne îndepărtăm puțin de coastă, avem 6 metri. Mergem până la vreo 9-10 metri și lansăm lansetele în apă. Avem iar vaporul acolo care lasă nisip, lasă pietre. Da. Asta e. Mergem înainte, mergem după el și găsim o zonă bună și de gubite și de scufundări. Marinailor, am trecut la echipamentul de vară și asta pentru că se făcuse foarte, foarte cald. Dar soarele m-a văzut imediat când m-am dezbrăcat și a intrat în nori, așa că acum e rece. Dar nu e problemă. Între timp am schimbat și planul. Nu mai mergem pe digul de nord,
Și asta pentru că mergeam eu așa liniștit pe digul, spre digul de nord și zic să arunc o privire așa spre babord. Zic, bă, nu o fi, mă, lumea acolo, nu o fi bărci, nu mai e prohibiție, trebuie să vedem și noi o barcă. Și n-am văzut o barcă, am văzut vreo 10 bărci, sunt grupate, sunt vreo 5 aici, vreo 5 aici. Așa că mergem, travers cu portul Tomis, avem vreo 2 km până acolo și prindem câțiva guvizi, după care ne hotărâm acolo în ce direcție o luăm. O luăm spre Mamaia, ne băgăm la adăpost, prăjim pește, facem o baie sau mergem către dig. Asta, treaba asta o să o fac în funcție de vânt. Deocamdată nu m-am uitat și nu știu ce vânt o să fie la plecare. Contează foarte mult vântul de pe la ora 5-6. Ce vânt bate, cât de tare bate. În funcție de vântul ăla o să iau decizia în ce direcție o să mă duc. Pentru că aș vrea să mă întorc pe velă, dacă tot am un vânt. Acum am un vânt foarte slab din nord. O să desfac focul. Dar am luat pod din apune, exact o parte este pusă. O să văd cum fac să pot să desfac focul. Și cred că o să prindem câțiva guviști. Acum să vedem dacă am norocul să descongelez puiul. Am luat tot puiul din casă. O să mă bată soția, bineînțeles. Asta este. Eu am nevoie doar de o bucățică mică. Dar n-aveam cum să-l tai. Așa că restul dăm la pești. Prindem 5, 6, 7 stavriți guvizi. Îi punem pe tigaie. Am desfăcut focul, am oprit motorul și înaintăm așa liniștit până la bărcile din depărtare. Mergem la primul rând de bărci, mai sunt și în stânga câteva. Nu ne grăbim deocamdată, timpul nu ne presează. Poate avem noroc să prindem guvize destul de repede, dar nu am momeala necesară. Am mai luat eu ceva cu mine, nu știu dacă o să meargă. Am luat niște bucățele de șuncă. N-am încercat până acum. Vedem. În principiu trebuie la piept de pui cu șofran. Eu nici măcar n-am piept, am câteva cupănele. Dar dacă e guvide, ar trebui să prindem câțiva. Gata, ne-am apropiat de bărcile pescarilor. Doar că cea din prova mea s-a îndepărtat, a plecat. E clar că nu prind mult pește. Oricum, pe mine nu mă interesează să prind foarte mult pește. Ei sunt pescari, din asta trăiesc, ei trebuie să prindă 5-10 kg. Eu nu am treabă. Eu dacă am prins 10 guvii, sunt bucuros, am plecat, îl prăjesc în ziua asta, am și mâncat. Pentru mine asta contează. Da, și cealaltă ambarcație s-a pus în mișcare. Se pare că în zona asta nu e pește. Așa că o să mă îndepărtez și eu cu ei. O să mă duc să văd unde se duc ei. Mă duc și eu după ei. Ei sunt adevărații lup de mare, ei sunt adevărații pescari. Cunosc zonele astea perfect. Eu cu sonar, cu nebunii, cu alea, cu tehnică. Oamenii n-au niciun sonar, n-au nimic și cunosc zonele perfect. Avem și în stânga o barcă, avem și în dreapta o barcă. Acum a atras. Ia să vedem dacă scoate ceva. Oricum nu-l vedem noi de aici, distanța prea mare. Ce frumos a sărit chiraia în apă. Nu cred că s-a văzut pe cameră. E și steagul tocmai acolo. Nu văd dacă a prins ceva. Da, în cealaltă barcă din babord avem 3 pescari. Ia să vedem. Ăștia sunt pescarii aia vechi care dau la mână. Ei nu dau cu lansetă, cum mă duc eu să dau, ei dau la mână. Pur și simplu au mașina înfășurată pe un petactar, dă drumul la fir în apă, lasă în ambele borduri, și în babord și în tribord, lasă câte un fir și doar din mână pescuiesc. Ia să vedem, doi scot lansetele acum. Lansetele, scot firele. Da, se pare că a prins și am dat seama, peștii sunt clar. Peștii e clar că sunt foarte mici și nu se văd. Avem adâncime de 14 metri, este zonă cu piatră aici. Trebuie să arunc ancora de piatră. Dar sunt foarte mulți deplasați spre Mamaia. Am găsit o zonă mai bună aici pe sonar. Parcă sunt pietrele puțin mai mari. Cel puțin acolo parcă era o zonă mai așa, mai nisipoasă. Aici deja sunt denivelări. Așa că o să arunc ancora de piatră aici.
stăm aici o oră, o oră jumate. A apărut iar soarele, așa că este perfect. Haide să aruncăm ancora, oprim motorul. Condiții perfecte astăzi. Gata, începem pescuitul. Cu toate că toate bărcile au plecat mai departe, s-au dus mai înspre Mamaia. Eu am să încerc aici. Să vedem dacă avem șanse să prindem câțiva guvizi. Am să încerc cu momeala asta nouă, n-am dat niciodată cu ea până acum. Vedem dacă am șanse să prind ceva cu ea. Se pare că ne-a prins bine acolo în piatră. Cât de cald s-a făcut, a apărut iar soarele, mor de cald, cum apare soarele, cum mor pur și simplu de cald. Hai, prima aruncare. Trage. Îmi trage. Hai, ia-o. Mi-a tras mult așa, dar am avut impresia că e foarte mic. Iar îmi trage. Hai, curaj. Hai. Trebuia să fi tras, n-am tras la timp. Cred că mi-a luat mamela din cârlig. E bine că mi-a tras, e clar, avem pește aici sub noi. Nu o mai trage acum. Cred că mi-a luat mamela, ia să vedem. Ce zi frumoasă! Nu mi-a luat mamela. Dar e clar, a tras, înseamnă că a fost mic, pentru că de asta nici n-am vrut să-l agăț. Am zis că doar țăcăne, doar trage de lateral, simțeam că nu a fost cârligul luat. Dar e bine, înseamnă că momeala este bună. Este și un culiță, nu știu, piept de porc, abar n-am ce, este ceva mic tăiat care se pun trage și l-am luat. primul guvide. Și e frumos. E un guvide frumos. Deci e bună momeala asta. Bun, un guvide mare, un guvide frumos. E Hanus. Ia să vedem noi mai bine. Da, este Hanus. Primul Hanus. Frumos, foarte frumos. Bun. Ce bine am început. Hai, dă-i drumul. Hai, zi. Vrea să dă drumul la omelă. Am închis gura. Zi. Deci se pare că am descoperit o omelă bună. Și nici nu mai mă chinui să o taie. De-a gata tăiată. Ia să scoatem noi o căldare. Nu știu să vă arăt cu ce dau. Treaba asta, bălăria asta, o cumpăr eu câteodată și mai fac omletă cu ea. E un fel de șuncă tăiată, abar n-am, nu știu ce este. O am luat-o și eu de frigider, o am acasă. Dacă nu fac eu piața, nu știu ce am cumpărat. Nu știu ce am în frigider. Dar se pare că a tras de două ori într-un minut. Așa că foarte bună. Domnul Hanus, stai așa, te bag la apă. Dacă nu prindem 7-8 guvizi, noi ținem, îi eliberăm, bineînțeles. Sau ce prindem peste 7-8, îi eliberăm la fel, pentru că nu avem nevoie mai mult de 7-8 guvizi cât să mâncăm. Punem iar momeala secretă, momeala secretă de care
Habar n-aveam cum să mănânce. Am văzut și eu asta în frigider și am luat-o. Așa că văd că își face treaba. Se pare că am rămas cu pieptul de pui. Și până la urmă, dacă nu prind mai mulți guvizi, prăjesc pieptul, copanele astea de pui. Ce să fac? Ce are? Vă spun că e pește și asta e. Scap și eu de o grijă. Haide să vedem. Hai, am început foarte bine. Foarte, foarte bine. Nu știu ce s-au mutat băieții aia. Mi-a tras de două ori într-un minut. Hai să vedem. Aha, trager. E guvide aici, e guvide, avem guvide. Hai. Hop, nu l-am luat. Nu l-am luat. Ia să mă uit pe sunar, poate avem și ceva stavride, n-ar strica să prindem și 5 stavrizi. Dar dacă prind repede 5-6 guvizi, am să dau puțin și la stavrizi, poate prind 2-3 stavrizi. Și fac 2-3 stavrizi cu câțiva guvizi și asta e. Hai, 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 trage! Și l-am luat. L-am luat, e frumos. Tot guvide frumos. Uitați-vă cum se îndoaie unța. Tună foarte puternic în larg. Ce guvide frumos am luat iar. Foarte frumos. Foarte frumos. Tot hanus e. Tot hanus. Foarte frumos. Doi hanuși. Identici. Hai. Ce zi frumoasă. Uitați-vă cât de dreaptă este marea. Cât de mult aștept eu zilele astea. Și asta pentru că pot să stau liniștit, pot să dau la pește, pot să intru în apă. Eu ies foarte des și când e vânt afară, doar că voi nu vedeți treaba asta. Și asta pentru că ies doar cu velele, mă plimb cu velele. De asta mulți dintre voi mă întrebați, dar nu râdiți și randa, nu râdiți și focul. În condițiile de acum, practic degeaba n-a ridicat și focul, am mers foarte puțin cu el. Mâine o să bată vântul, o să ies doar pentru vele. Fac doar plimbare cu vele. Astăzi pescuiți cu fundări, că nu bate vânt. E foarte, foarte bine să combini pasiunile și distracția. Pentru că mie îmi plac absolut toate lucrurile care țin de apă. Hai, hai fișii. Hai să vedem. Avem doi. Stăm bine. Come on, fișii. Doi hanuși. Foarte bine. Ia să salvez eu locul ăsta pe hartă, între timp. Pentru că este un loc bun. Din ce am văzut. Ia punem noi așa frumos la seta. Ușor. Vezi că te văd dacă trage. Și punem... Salvăm punctul. L-am salvat. Perfect. Hai, nu mai e nimeni acolo? Nu mai e nimeni acasă? Da, n-am mai tras. Am dezghesat și puțin pui. Și o să băgăm să vedem la ce trage, la pui sau la porc. Hai să vedem care este regele animalelor, puiul sau porcul. O să băgăm sus pui. Și jos băgăm porc. Asta nu e mare, e mai mic. Hai să vedem la ce l-am prins. La pui sau la porc? La pui. Și e foarte mic. La porc au venit ăia mari, iar la pui a venit amărâtul ăsta mic, pe care bineînțeles că îl eliberăm. Deci a preferat
puiul. Oh, a tras frumos, a tras frumos, asta e mai frumos. Nu e mare, dar e mai frumos ca la mic. Cred că e între ei. Ce fel se aude în orga. Tot la pui, bineînțeles, și tot mic, bineînțeles. Fugi! Băgăm tot pui, se pare că puiul are câștig de cauză. Nici măcar nu am piept de pui. Oh, trage, trage, trage! Hai, hai, hai! Bun. Deci asta nu e grozav. Da, de când am băgat puiul, se pare că nu mai la pui vin, ci numai mici. Tot la pui sus și mic. Bă, unde sunt mă bunicii voștri? Vreau să vină bunicii voștri. Avem delfinii în față. Hai, curaj, hai! E la ea! Hai! Hai! Hai, că știu că ești acolo! Asta e! Pare mai frumos el! Pare mai frumos el! La ce a venit el? Tot la pui a venit! Deci porcul nu e băgat deloc în seamă. Că trebuie să schimb, ăsta e frumos! Ăsta este un pic de frumos pe care îl păstrăm. Trebuie să schimb jos pui, pentru că se pare că puiul este regele, când vine vorba de guvide. E la ea deja. E la moat. Și asta e frumos. Asta este frumos. Bun. Tot la pui, tot sus. Astăzi, cred că avem șanse mari să mâncăm guvizi astăzi. Dați așa prin mălai frumos, după 2 ore de scufundări, dacă o să am noroc să intru și în apă, ori să meargă perfect guvizii. Frumos! Nu cred așa ceva! Nu cred! Are un găsit în gură! Nu cred! Are un găsit în gură! Uitați-vă! N-am văzut niciodată!
Ce tare! Cât de tare! Haide să vedem! Un guvide, doar ce a fost prins acum de domnul Hannes. Hai mă să vedem, ești viu? Dă-i drumul! Dă-i drumul! E mort, e prins de mult timp. Ia să vedem, guvide e sau e altceva? Asta mă interesează, dar cred că guvide e. Hai! Hai! Nu-mi dau seama ce e, cred că e... nu-i... Guvide e, guvide, da. Deci domnul Hannes a prins un guvide. Cam mare peștele pentru el. Așa pare, este puțin, deja este digerat, pare un guvide, interesantă treabă. Adică la cât de mare era guvide la Hannes, ăsta l-ai prinde și la peștișor mic pe fundul apei, la spinning. Foarte interesantă treaba. Să încerc cu... niște hamsie mică pe fund, poate aș prinde ceva. Am niște voblere care imită hamsia, foarte mici. Aș putea să încerc să mă distrez. Ia să vedem câți pești avem, pentru că n-am nevoie de prea mulți. Avem 4 Hannes și 2 guvizi. Suntem bine, suntem bine. Mamă, dar cât de cald poate să fie. Nu adie vântul absolut deloc și când iese soarele este o zăpușeală de mori. E la ea. Hai să vedem. Și după trăsătură pare Hannes, pentru că are o trăsătură foarte lentă, așa, e distinctă trăsătura Hannesului față de cea a guvidelui. Guvidelui e foarte țăcănită, tăt. Păi când Hannes o face așa, dâng, greoaie așa și se vede că e... El stă liniștit acolo pe fundul apei. Hai, că știu că erai acolo. Nu mai nici capul. Da! Mulțumesc! Primul like l-ai de la mine, ca totdeauna. mulțumesc! E la ea. Și după trăsătură pare un Hannes. Hai să vedem! Uau, l-am luat, e frumos, ăla e cel mai mare. Ori sunt doi, ori e cel mai mare de până acum. Sunt doi. Oleu! S-a îndoit unde? S-a doi Hannes. Cât de frumos! Așa da, captură. Gata, încheiem partida. Foarte frumoasă. E clar că aș fi prins foarte, foarte mulți guvizi, dar nu am nevoie, am doar 6 Hannes și un singur guvide. Le punem în mișcare. În prima fază mă duc să scot ancora, sper să n-am probleme pentru că aici este zona de piatră. Mă duc, scot ancora și mergem către dig. Sper să rămână vremea așa, pentru că vreau să stau foarte mult în apă. Dar am așa o mică teamă, pentru că mi-arată că la ora 3 se strică foarte, foarte rău vremea. Adică foarte, foarte rău. E punctul culminant al vântului și pe lângă asta fulgere și ploaie. În momentul în care se creează așa fulgere, ploaie, mă gândesc că o să fie un vânt mai puternic decât îmi arată mie pe internet. Vedem la fața locului. Poate iau iar parama și o asigur în două locuri. Haide să vedem dacă reușim să scoatem ancora.
gata, am scos ancora. Plecăm către dig. Vântul nu adie absolut deloc. Am obosit. Scot două voblere și lăsăm lansetele în spate până ajungem, avem vreo 6 km până acolo, așa că avem timp destul să lăsăm niște voblere în spate. Câte ori avem noi norocul să vedem marea atât de dreaptă. Superb, superb. Gata, marinalor, aproape de finish. Am ajuns lângă dig și aici vremea este superbă, nu bate vântul absolut deloc, marea este dreaptă. Condițiile meteo nu s-au schimbat, mi arată că la ora 3 o să fie vânt și o să plouă. Sperăm să nu fie aici. Condițiile meteo sunt pe toată Constanța. Poate o să plouă în Mamaia. De ce să plouă aici? Vedem ce noroc avem. Oricum, asigurăm barca, îi facem dublă asigurare și casco și asigurare obligatorie. Aruncăm și ancora și mergem și o coparăm la diguri și o legăm și de dig. Așa că cu dublă asigurare nu îmi fac griji că o să am probleme. Dacă văd că se întețește vântul mai tare, ies din apă și asta e. Din ce am văzut, condițiile meteo sunt bune și mâine. Aude, cormoranul ce a prins. Bravo, domnul cormoran. A prins un pește cormoran. Din ce am văzut, condițiile meteo sunt bune și mâine. Așa că mâine dimineață am să ies cu tatăl meu la un pescuit de guvide, pentru că era pește acolo. Ați văzut și voi că i-am prins foarte repede. Așa că mâine mă duc să fac o parte de pescuit cu tatăl meu și o să ne distrăm cu siguranță pe cinste. Tatăl meu se duce la pește mai bine de 50 de ani. Bineînțeles că de la el am prins și pasiunea asta. Așa că am să sun în seara asta și mâine dimineață să ieșim la un pescuit de guvide. Bun, mai avem mai puțin de un kilometru. Aruncăm ancora și ne vedem în apă. Da, o pregătim și pentru ploaie. Am băgat absolut tot înăuntru. Închidem și ultimul gemăresc de aici. Băgăm tot înăuntru, punem și capacul. Nu se știe. Dacă vine, bine. Dacă nu vine, noi să fim pregătiți de ploaie. Am scos echipamentul, am scos labele, punem apă cu șampon, ne echipăm și mergem, că arată superb, superb. Este mult, mult mai limpede decât ultima oară. Poate vedem și câțiva peștișori. Bun, mai am mânușile, șosetele și am scăpat. Gata, le-a lăsat la apă. Haideți să vedem cum e apa. Avem vizibilitate. Haideți la pietre să vedem dacă găsim câțiva peștișori. Gata, am reușit să leg velierul de un stabilopod. Acum mergem să explorăm zona, să vedem dacă vedem câțiva peștișori. Apa este destul de limpede, foarte rece, dar limpede. Așa că e posibil să vedem ceva frumos.
Mainailor, apa este foarte limpede pe lângă pietre și sunt foarte, foarte multe alge colorate, mare care se ridică așa în sus, superbe, superbe. Haideți, haideți să mai căutăm. Foarte frumoasă ziua. Tot aud tunete în depărtare. Am tot stat, dar văd că nu plouă. Dar marea s-a îndreptat. S-a făcut dreaptă, s-a crâncată. O mișcă absolut deloc. Aude-mi că este liniștea dinaintea furtunii. Dacă reușim să o mai scoatem, facem prima oară fundare pe 10 metri, după care mergem pe fund, cât aveam doar 14 metri. Haideți să vedem cum este poziționată ancora. metri. Era băgată sub o piatră, am scos-o, am pus-o pe loc liber, ieșim fără probleme.
asta este bine. Ploaie ușoară. Să vedem, se va manifesta puțin mai târziu. Eu deja am cam înghețat. Dar acum că cu ploaia o să mai stau jumătate de oră. Mai stau o noapte. Gata, mainelor, s-a oprit ploaia, eu am înghețat destul de tare. Mergem să desfacem funia de aici, de la dig, și ne suim pe barcă și încercăm să facem pești chiar aici, pentru că nu bate vântul absolut deloc. Am obosit, dar condițiile sunt perfecte, perfecte. Aici o să stăm și o să facem peștele. Este și o ceață așa acum în larg. Oricum, îmi revin și prăjim peștele. Gata, mi-am pus echipamentul la uscat, mănușile. Dar vreau să vă arăt pentru a mia oară astăzi cât de dreaptă este marea. Cât de dreaptă este. Este perfectă. Astăzi, de fapt, nu mai este dreaptă. Astăzi este marea oglindă. Pur și simplu nu mișcă absolut deloc. Este perfectă. Am mai prins eu marea frumoasă, bineînțeles, dar de obicei dimineața sau seara, dar toată ziua, dimineața până seara să fie așa, niciodată n-am mai prins-o. Cea mai frumoasă zi ever. Oricum, m-a dat o foame de nu vă imaginați, mi-e foame rău, rău, rău de tot. Am făcut și foarte multă mișcare. Și ceasul cred că este 4, nu știu câte ceasul, ia să vedem. 4 și un sfert este ceasul. Vă dați seama, am mâncat doar micul dejun și ceasul este 4 și un sfert. Așa că, bine că m-am încălzit, mi-a revenit, m-am șters. Ne apucăm să facem pești. Mainailor, așa arată platoul. Am curățat peștii. Ne pregătim să-i punem pe tigaie. Sper să prăjească mult mai repede. Oricum, arată foarte, foarte bine. S-a umplut tigaia. 6 hanuri și un guvide. Deja am început să miroase, sunt mort, mort, mort de foame. Așa arată platoul de hanuși. Mă apuc să-l devorez, sunt mort de foame. Of, ce bine miroase. Și aici, în mijlocul mării, superb, superb. Super și peisajul și platou. Gata. Haide să vedem. Oh, ce crustă frumoasă are. Câți delfini am în spate? Cum? Să mănânci într-un astfel de loc cu o mare atât de frumoasă și uitați-vă delfini în spate. Cât sunt? Îi vedeți? Nu știu dacă îi vedeți. Ia uitați. Auzi și ceva sărituri în spate. Oh, da, în spatele meu. În spate aici sar foarte, foarte mulți și foarte gălăgioși, sărituri mari. Ia să vedem.
Cât de frumos! Nici nu mai mănânc. Auzeam zgomot, mă uitam la cei din lateral și în spatele meu, sunt foarte, foarte frumos. Marinailor, am devorat platoul, dar l-am devorat așa, într-un stil de ăsta, așa mai de restaurant. Am stat liniștit, m-am relaxat, am mâncat foarte, foarte încet și asta pentru că în permanență am avut musafiri. În toate părțile, din toate părțile veneau delfini și din față și din spate. Mi-au venit în permanență delfini pe lângă. Așa că mereu luam pauză, iar mă uitam, iar veneau, iar plecau. Superbă, superbă ziua. Cred că a fost cea mai frumoasă masă luată de mine aici pe barcă, pe mare. Cea mai frumoasă mare astăzi, niciodată n-am văzut mare atât de dreaptă toată ziua. Deci avem cea mai frumoasă masă, cea mai frumoasă mare, așa că pot să zic că a fost cea mai frumoasă zi aici pe litoral și doar ce a venit căldura. Mai înalor mă apuc să strâng catrafusele de aici de pe barcă. Am foarte multe lucruri aruncate pe aici. Dacă cumva aveți ocazia să mâncați hanuș, nu ezitați, hanușul este un pește foarte, foarte bun, așa că pe lângă că platoul a fost extraordinar de bun, am avut atmosfera asta superbă, cu o mare liniștită, cu delfini, superbă, superbă ziua. Mă pregătesc să scot ancora, sper să nu am probleme, dar știu că am lăsat-o acolo pe fund drept și n-ar trebui să fie intrat pe sub pietre. Strâng tot ce am și ne îndreptăm către portul Tomis. Marinailor, ne-am pus în mișcare și văd că am delfini în față. O să mă duc repede puțin până la ei să văd dacă se țin puțin după noi. Oricum sunt pe fugă, mă grăbesc pentru că mă așteaptă cineva la ora 6 în port. Este 6 fără un sfert. Oh, am și aici delfini. Am și acolo. Sunt foarte, foarte, foarte mulți delfini. Sunt aici în față. Da, n-au venit după noi. Nici noi nu avem timp să stăm să-i mai căutăm. Așa că fugim către port. Unde sunt că-i aud. Marinarilor, doar ce am ajuns în port, mă pregătesc să dau apă pe barcă și să plec acasă. Astăzi a fost una dintre cele mai frumoase zile petrecute aici pe litoral, o mare oglindă, nu mai a fost dreaptă cum spuneam de obicei, mare a fost oglindă toată ziua. Am prins hanuș, i-am gătit, iar masa la sfârșit a fost extraordinar de frumoasă. În permanență au stat delfinii pe lângă mine. Marinarilor, așa încheiem ziua. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul ăla de like, pentru mine contează foarte, foarte mult. Iar dacă sunteți nou pe canalul meu de YouTube și v-a plăcut, abonați-vă. Marinarilor, v-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.